toată Rusia este în doliu. Un general rus cu experiență a fost ucis pe loc, este vorba despre generalul Sergei Goriachov, a fost ucis în Zaporojie. Informația a fost dată publicității de blogerii militari pro-Kremlin, mai exact. Totul s-a aflat în clipa în care presa rusă a raportat luni că o lovitură cu rachete ucrainene pe frontul din sudul Zaporojie a ucis un general rus cu experiență. În urma unui atac cu rachete inamice, șeful statului major al armatei a 35-a combinate, generalul major Sergei Goriachov, a fost ucis, a declarat proeminentul blogger pro-război Voenkor într-o postare pe Telegram. Goriachov, un comandant decorat, a condus anterior trupele ruse în regiunea separatistă a Moldovei, Transnistria. Bloggerul pro-război Voenkor a arătat că, potrivit reprezentanților comandamentului grupului unit al forțelor, SA, armata a pierdut astăzi unul dintre cei mai străluciți și mai eficienți lideri militari.